este meniul de astăzi. Sper să-l încercați, să vedeți ce bun este puiul cu ghimbir și cu usturoi. Ați văzut că usturoiul nu l-am prăjit prea mult. A fost doar așa puțin să dea gust. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face piept de pasăre cu garnitură de păstăi. Eu le-am fiert deja. Așa, acestea sunt ingredientele. Am aici o jumătate de piept de pasăre pentru două persoane. Așa. Pentru piept o să avem nevoie de ghimbir, de usturoi și salsa de soia, fără sare, că este deja sărată. Și pentru păstăile noastre, aici am circa 130 de grame de păstăi fierte, lămâie, ulei și sare. Și dacă dorim, putem pune și puțin piper. Așa, și am să încep cu păstăile, să le condimentez și apoi o să tăiem pieptul de pasăre feliuțe. Așa, și am să dau deoparte. Și acum, aici avem păstăile. O să punem puțină sare peste. Așa. Adăugăm puțin ulei, o lingură, două. Am să pun așa. Și puțină zeamă de lămâie. Se face foarte, foarte simplu. Să mai aduc așa un punct. Și tăiem în două. Și stoarcem. Avem grijă să nu punem și sâmburei. Și stoarcem zeama. Zeama puneți cât vă place de acrișoară. Așa. Și aceasta este garnitura. Simplă, bună, sănătoasă. Și amestecăm. Așa. Să știți că este delicioasă. Păstăile le puteți lăsa întregi sau le tăiați la jumătate. Și acum, cât garnitura noastră absorbe sarea, uleiul, zeama de lămâie, să ne preparăm pieptul de pasăre. Și am să dau, ia uitați, păstăile noastre, ce bine arată. Am să dau deoparte. Așa. Dăm deoparte și sarea. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Și acum, aici am un punct. Am pieptul meu de pasăre, o jumătate de piept și să-l tăiem feliuțe. Așa. Și tăiem așa una, două felii, cât mănâncă fiecare. Vedeți? Așa. Și tăiem așa feliuțe mici. Bună ziua, Ștefania! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Și tăiem așa două feliuțe. Vedeți? Și am să fac doar două feliuțe cu păstăi. Pentru început, le dau aici deoparte. Așa. Voi avea nevoie de o bucățică de ghimbir și am să rup. Și cum v-am arătat, îl curățim. Ia să punem carnea pe feliuțele aici, pe farfurie. Și punem aici o față. Ghimbirul spălat și apoi curățat cu o lingură. Și se curăță foarte, foarte ușor. Așa. Dar puteți da prinzătoare și așa cu tot cu coajă, dacă doriți. Că se ia. Așa. Și punem puțin ghimbir. O să-l radem. Așa. Luăm aceste cojițe de aici. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi preparăm un deliciu. Așa. O să radem ghimbirul. Aici avem și usturoi și fiecare pune după gust. Eu am să pun 2 căței de usturoi
Ia uitați, sunt destul de potriviți. Aici am ghimbirul, dau puțin deoparte. Tai. Am spălat și usturoiul. Așa. Acum eu am să-l strivesc puțin. Sau cu coada, cum reușiți să-l striviți. Așa. Scoatem cămașa. Și îl tăiem. Îl tăiem așa mărunțel. Îl puteți da și prin răsătoare. Așa. Eu o strivesc ca să iasă aroma din el. Și acum. Am aici o tigăiță mică. Voi pune puțin ulei. Puțin, puțin, trebuie, nu mult. Așa. Și să dăm și ghimbirul prin răzătoare. Și o să punem așa, cam o linguriță de ghimbir. Dacă vă place, dacă mai iute, dacă nu, lăsați fără. Puneți mai puțin. Așa. Nouă ne place foarte mult. Și aici am o linguriță de ghimbir rasă. Am 2 căței de usturoi. Pieptul de pasăre. Și o să punem. Și am să pun mai întâi puțin usturoiul. Să se undească așa puțin. Și îl punem pe foc. Așa. Acesta este mâncare la minut. Puțin, puțin. Am adăugat uleiul, am adăugat usturoiul. Îl undim puțin, apoi adăugăm și ghimbirul. Apoi o să punem pieptul nostru de pasăre, că se face imediat, că este subțire. L-am tăiat feliuțe. Pe o parte și pe cealaltă și o să punem puțină salsa de soie. Cine nu are, pune puțină sare. Așa, ia să vedem usturoiul să se facă. Eu am să adaug și ghimbirul. Așa. Și amestecăm așa puțin și punem pe foc. O să mai adaug puțin ulei. Puțin, puțin așa. Deci cam 2-3 linguri de ulei am pus, vedeți? Așa, și punem pe foc. A început să sfârâiem. Și acum punem pieptul nostru. Eu nu-i pun sare, pentru că pun salsa de soia și este sărată. Și punem pieptul și îl prăjim și pe o parte și pe cealaltă. Un minut și un minut, nu mai mult. Și acum îl întoarcem. Îl facem puțin și pe partea cealaltă și apoi adăugăm salsa noastră de soia sau puțină sare. Cine nu are. Astăzi facem mâncare la minut. Mie îmi place să gătesc așa simplu și bun. Bun și gustos. Îl mai întoarcem o dată. Îl mai las încă puțin și adăugăm salsa noastră de soia. Vedeți că se face foarte repede și acum adăugăm puțină salsa de soia peste. Așa, cam 2 linguri. Și punem din nou pe foc. Punem pe foc și mai lăsăm încă un minuțel și apoi prânzul nostru este gata. Este gata, gata. Cum v-am promis, o să începem din nou să,
Să vă mai fac un meniu de dietă anul trecut cu acel meniu, să mâncăm sănătos. Așa am slăbit 10 kg și renunțând la masa de seară, nu renunțând de tot, mâncând la ora 6, 6 jumătate în loc de 8, 8 jumătate când mâncam. Așa este, este foarte greu, foarte, foarte greu. Dar o să reușim. Așa. Aici am, am mai pus puțin pe foc, întoarcem. Să știți că pieptul se face foarte, ia uitați ce moale este, foarte, foarte repede. Așa. Și îl mai lăsăm puțin în salsa noastră de soia. Și imediat îl punem pe farfurie. Aici am o farfurie. Unde o să punem pieptul? Cum arată? Așa. Și punem pe farfurie. Ia uitați. Am să pun sosul aici. Și acum mai amestecăm puțin în păstăile noastre. Ca să ia din zeamă de lămâie, sarea și uleiul. Și le așezăm așa aici pe farfurie alături. Așa. Punem și zeama, că este bună. Am să iau puțin din zeama noastră de soia și am să pun așa peste cărniță. Ia uitați, două feliuțe de pâine. Ia uitați ce bine arată. Se duce. Înclin. Și aceasta este un meniu rapid. Vă pup și vă iubesc. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Din sufletul meu vă mulțumesc că mă urmăriți și că îmi sunteți alături. Și pupici Viorica, pupici tuturor și ne vedem mâine dimineață. Mâine dimineață cu alte rețete. O să facem și micul dejun mâine. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere și vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc Viorica, poftă bună și vouă dacă nu ați mâncat pupici. La revedere. O zi frumoasă, vă mulțumesc.